Municipiul Suceava va avea în acest an cel mai mare buget de până acum pentru lucrări de reparații și investiții în infrastructura stradală, aproape 27 de milioane de euro. Din această sumă, 50 de milioane de lei, aproximativ 10 milioane de euro, vor fi alocați pentru reparații la străzi, a anunțat primarul Ion. Reamintim că din 84 milioane lei, principalele lucrări prevăzute vor viza ruta alternativă Suceava-Botoșani, etapa a treia, ruta de acces în cartierul Europa, modernizarea străzilor Lev Tolstoi, Crângului și Vasile Lucian, Emil Cioran, Vasile Lupu și Dobrilă Eugen, precum și realizarea a două mari sensuri giratorii, cel de pe Calea Unirii, intersecția cu străzile Traian Vuia și Apeductului, precum și cel de pe Bulevardul 1 Mai, intersecție cu Calea Opcinilor. Am avut la sfârșitul săptămânii trecute o discuție cu reprezentanții asfaltatorilor care avem contract. Ne-au asigurat că vor aduce forță de muncă suficientă. Le-am spus care este intenția noastră și vrem să asfaltăm, să programeze forță de muncă pentru orașul nostru. Într-o primă fază am pregătit un număr de 35 de străzi pe care să le reparăm. Sigur, asta depinde și de pornirea stațiilor de asfalt, probabil după data din 1 aprilie. Până atunci mai reparăm cu asfalt la rece, unde mai avem probleme în oraș, unde sunt găuri mai mari. Deci următoarele străzi vor fi reparate cu ora asfaltică în primă fază. Profesor Leca Morariu, Grădinilor, Aleea Saturn, Aleea Venus, Luceafărului, Fagului, Oituz, Ștefan Dracinski, Ștefan Tomșa, doamna Maria Voichița, Miron Costin, Tipografiei, Ione Culcii, Păcii, Bujlorilor și Ionuca Caragiale, Ițcani. De asemenea, reparații. Ștefăniță Vodă, Luca Arbore, Anastasie Crimca, 6 noiembrie, Iezbera, Ion Greangă, Nicolae Labiș, Veronica Micle, Teilor, Aleea Jupiter, Aleea Lalelor, Dimitri Cantemir, Șeptilici, Profesor Gavril Tudoraș, Stațiunii, Rulmentului, Preteniei, Căliman și Amurgului. Deci sunt primele 35 de străzi pe care vrem să le reparăm, din care, așa cum am spus, 16 străzi reparații profunde cu covor asfaltic. Firmele de construcție trebuie să deja pe strada Ștefăniță Vodă, Luca Arbore, a început să pregătească activitatea, să pregătească șantierele, să croiască străzile dacă vreți, să înlocuiască acolo unde este cazul bordurile. Deja se pot, acolo, mă rog, lucrurile sunt clare, cei de la Simetica se pot ocupa să repare trotuarele, deci vrem să asfaltăm cât mai mult în acest an și sper ca constructorii să țină de cuvânt și ne vom ține de capul lor, să aducă forță de muncă suficientă în așa fel încât să asfaltăm cât mai mult în acest an.